Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Hristos a înviat, pentru că e prima oară când ne auzim pe frecvențele Viva FM din Fălticeni în cadrul emisiunii Față în Față cu invitații noștri, iar seria de primăvară-vară e deschisă astăzi de consilierul local din partea Partidului Social Democrat, domnul Răzvan Haidău. Bună ziua, bine ați venit alături de noi! Bună ziua, adevărat am înviat, dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Mulțumesc de invitație, chiar mă bucur să revin la dumneavoastră. Trebuie să recunosc că mă simt din ce în ce mai bine, sunteți o gazdă mai mult decât primitoare. O gazdă primitoare, pentru că, nu știu, așa e spiritul fălticenean, în primul și în primul rând, dar asta nu înseamnă că sunt cea mai comodă gazdă, pentru că nu de puține ori întrebările mele poate vor zgândări orgolii sau cine știe ce alte situații în Fălticeni. Însă, astăzi, având în vedere că deschid cu dumneavoastră această serie nouă, trebuie să o spun că o desfășurăm sub anumite auspicii. Prima chestiune e că, slavă Domnului, nu doar că se vede luminițare la capătul tunelului, de acum se vede dita mai lumina în ceea ce privește pandemia, deci reîntoarcerea la normalitate, lucru care ne interesează foarte mult. Și apropo de asta, vom discuta noi mai pe finalul emisiunii despre spital, da? Da. Păi, a trecut un an și ceva de pandemie, eu cred că acest spital n-ar fi fost necesar și aș văzut eforturi din partea guvernului, cine știe cui, să-l deschidem ca să, da? Vă mărturisesc că n-am înțeles, n-am prins nimic din punctul ăsta de vedere. Fie vorba între noi și ba chiar suntem într-o situație de aia în care nici la ora asta încă nu-i deschis. Așa este. Dar, repet, asta e pe final de emisiune. De asemenea, spuneam că alte auspicii sunt și la modul următor. În primul și în primul rând, la ora actuală discutăm de un municipiu Fălticeni care are bugetul votat. Atenție, votat în unanimitate. Cu alte cuvinte, treabă pe turbo. Cam așa ar trebui să fie cu administrația. Într-adevăr, un buget local foarte generos, un buget local bine pus la punct, care a fost votat de absolut toți consilierii, indiferent de partidul din care fac parte, ceea ce ne bucură. Ca să spun așa, e un semn că facem treaba cum trebuie acolo la Fălticeni și asta îmi dă încredere. Aș intra puțin în discuție și ceea ce s-a făcut, urmăm să facem, aș aborda un prim subiect, aș spune eu, de infrastructură rutieră. Aici aș dori să aduc în discuție un proiect finalizat în această primăvară, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră, realizat prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Acesta cuprinde reabilitarea 8 străzi din Fălticeni. Este vorba, o să vă spun pe scurt, de strada 1 Mai, strada Nicolae Belticianu, Dragoslav, Ștefan cel Mare, Anton Holban, Cuza Vodă, Pietrari. Iar în această primăvară a fost reabilitată ultima stradă a acestui proiect. Este vorba de Ana Ipătescu, un segment de drum care se află între gangul din centrul municipiului Fălticeni și sensul generatoriu de la Policlinică. Pe această stradă, la fel ca și pe celelalte, s-a intervenit la suprafața rutieră, a fost reabilitată cu două straturi de asfalt, de asemenea, trotuarele au fost reabilitate și au fost montate pavele, au fost montați de asemenea niște stâlpi pentru a opri parcarea pe trotuar, mai se obișnuia să se facă acest lucru, dar un proiect finalizat total, un proiect în valoare de 6 milioane de lei, 60 de miliarde. Mă bucur că sunt bani guvernamentali, nu au trebuit cheltuiți de la bugetul local. Printre altele, și strada Filaturii a suferit lucrări de reabilitare, s-a intervenit la suprafața rutieră, acesta a fost lărgită, acolo nu prea era loc și s-a intervenit pe trotuare. Da. S-au realizat în același timp și 44 de locuri de parcare, lucru mai mult decât necesar, mai ales în acea zonă, că nu prea acoperisim acest segment de nevoi, ca să spun așa. Ba, dacă mă uit la alte localități, să știți că segmentul e chiar foarte bine acoperit, însă întotdeauna e loc de mai bine. Da, ne dorim din ce în ce mai multe locuri de parcare pentru a beneficia cât mai mulți din cetățenii municipiului Fălticeni. Cred că la această oră la care vorbim a început și reabilitarea străzii Doi Grăniceri. De asemenea a fost lărgit această stradă, nu era suficient spațiu, suprafața rutieră
va fi înlocuită cu un strat proaspăt și nou de asfalt, iar trotuarele vor urma să fie reabilitate. Când și... a fost ultima oară reabilitat bulevardul 2 Grăniceri? Sincer, nu știu dacă pot să vă răspund, sunt câțiva ani. Dar foarte... nu sunt foarte mulți ani. Sau cel puțin pe segmente... Foarte, o reabilitare totală nu cred că este foarte... Dar nici nu se poate face o reabilitare totală acolo atâta timp cât ești sub trafic. Da, este un trafic incredibil acolo. Încercăm de la bugetul local să mai acoperim și să oferim condiții optime de circulație, dar din păcate se circulă mult acolo și în special camioane de tonaj foarte greu care strică strada. Dar... Transitează orașul pentru că n-au pe unde prin altă parte. Nu este de ales, dar îi primim. Da, am zis gazdă bună, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii și comod până la urmă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, vrem, nu vrem, dacă e să discutăm de infrastructură, într-adevăr, atributul și responsabilitatea primăriei și a Consiliului Local este acesta de a rezolva problemele comunității. Aici ce discutăm de E85-ul care tranzitează Străbate Fălticeniu, e o problemă care deja transcede discuției noastre, e cu totul și cu totul altă direcție. Construirea unei rute alternative, a unei centuri a Fălticenului. E a Fălticenului. Principalul beneficiar va fi Fălticeniu. De fapt, nu. Greșit. Principalul beneficiar ar fi conducătorul auto, care nu ar mai, nu ar mai transita Fălticeniu decât doar dacă are treabă în Fălticeni sau dacă are drag să meargă prin Fălticeni. Altfel, ruta ocolitoare presupune că ai trecut de zona Fălticenului în câteva minute pentru că n-ai nicio treabă cu orașul în momentul respectiv. Ai, ăla e rolul rutei ocolitoare, tocmai pentru a degreva, a scoate poluarea din oraș și nervii totodată. Adică, nervii tuturor. Nervii tuturor, fără discuție. Dar în primul și în primul rând, spuneam, e... O rută ocolitoare și când discutăm de infrastructură, aici ar fi bătaia peștelui, fie vorba între noi, pe infrastructură, pe ruta ocolitoare în ceea ce privește Fălticeniu. Iar rămânând puțin la discuția noastră cu reparațiile și cel mai... Pare rău, dar atâta timp cât ai un trafic de pe E85, nici nu poți muta traficul de acolo din zonă, doar îl muți așa, de pe o arteră pe alta, ca să poți de pe o bandă pe alta. De pe o bandă pe alta. Nu, asta nu se cheamă, că e lucru foarte bine făcut. Da, chiar am niște vești în ceea ce privește centura ocolitoare, dar vreau să mai punctez încă două chestii, după care trecem la acest subiect. Mai doresc să aduc în atenția celor care ne ascultă că vor fi reabilitate și trei străzi din Șoldănești. Este vorba de Solda Zamfir, Horea și Cloșca. Pe aceste străzi s-a intervenit din partea CET-ului și s-au făcut reabilitări la rețeaua de canalizare și va urma un strat nou și cald de asfalt, ca să spun așa, și inclusiv strada Teilor, un segment de drum care începe de la sala Pictor Aurel Băieșu, sala de sport, și se termină pe strada Sucevii, unde se află Biserica Sfântul Andrei, așa cum mai știu fălcenenii, va fi reabilitată total. În ceea ce privește centura, chiar de curând în Consiliul Local am aprobat o asociere între noi și CNAIR, care se află în subordinea Ministerului Transporturilor, o modificare de legislație care nu a existat până acum, un lucru care mă bucură enorm, pentru care ne dă șansa nouă ca primărie să putem implementa acest proiect. Până acum nu aveam calea legală pentru a putea implementa acest proiect. Urmează pe viitor să identificăm o sursă de finanțare, fie prin PNRR sau fonduri europene, vom vedea care ar fi cea mai eficientă cale. Am încredere că partenerul nostru, mă refer aici la CNAIR, ne va susține și ne va ajuta să îndeplinim acest proiect. Este vorba de o centură ocolitoare care va porni de pe drumul care merge spre Gura Humorului, drumul Mirese, așa cum mai știu unii, și se va ieși pe Serpentina Buneștiului. Este vorba de strada de la ieșire din Fălceni spre Suceava, strada Sucevii, ca să fiu mai exact. Un drum de aproximativ 9 km, nu este foarte mult, dar până nu voi vedea ceva concret acolo ca să înceapă niște lucrări, avem treabă, dar sunt foarte încrezător
acest lucru, că vom realiza cât de curând. Adică Suceava tocmai beneficiază de o centură ocolitoare, Rădăuțul, să spunem că este foarte aproape, cred că merităm. Rădăuțul are o situație excepțională acolo. Deci e fantastică, fantastic cum arată ruta ocolitoare. Ce de fapt acolo nu e șosea ocolitoare, e un cerc. E inelară. Deci, e inelară, e excepțional de ce s-a petrecut acolo la Rădăuți. Nu zic, peste tot este necesar, dar Fălticeniu, cred că înaintea tuturor avea dreptul sau era obligația să se mute traficul rutier din zona centrală. Din punctul meu de vedere devine prioritate de grad zero această... Păi numai, ok, am discutat, au fost, acum văd tot felul de încurajări, hai să luăm mașini verzi, adică asta înseamnă electrice și așa mai departe. Oameni buni, atât timp cât traficul greu, camioanele, până să fie convertite pe electric, va mai dura destul. Deci n-avem voie să mai lăsăm să treacă E85-ul prin centrul municipiului Fălticeni. S-au mutat, nu știu, vă puneți bariera la intrare. Nu mai lăsați să vină camioanele. Pe bune, de ce? E o situație care de acum depășește aproape orice limită a suportabilității și așteptărilor. Mai ales în contextul în care văd că despre autostradă e puțin probabil să mai putem discuta la modul serios, cel puțin pe segmentul ăsta, de la Pașcani încoace. Adică nu stăm bine la capitolul ăsta. Trebuie să o spunem că se poate e clar. Așteptăm vești, adică nu vești, cât să vedem că se începe a se lucra. Pentru că trasea exact. Există. Pe hârtie există. Pe finanțarea, sursa de finanțare, mai exact banii. banii, dar să văd că începe efectiv lucrarea, pentru că e o procedură foarte complicată, din păcate, în România, de la momentul în care o investiție este gândită, proiectată, aprobată, găsită sursa de finanțare și până în momentul în care ajunge să fie pusă în valoare, mai e și etapa aia, contestații, licitații, contestații, licitații și așa mai departe. Deci lucruri care întârzie extraordinar de mult. Din păcate, dar, na, ăsta este, sunt unele din chestiunile pe care ar trebui să ne le asumăm și să le punem totuși în valoare. La capitolul infrastructură rutieră, orice oraș e viu. Apar străzi noi, apar investiții noi, apar cum se descurcă Consiliul Local din punctul ăsta de vedere, pentru că, până la urmă, Consiliul Local e cel care îi dă treabă primarului. Da. Sunt foarte bine la capitolul străzi. După cum ne-am propus anul trecut să asfaltăm absolut toate străzile din municipiul Fălticeni, au rămas, cred că, în jur de 3 străzi, sper să nu mă înșele, vorba de... Da, vă rog frumos să precizați, cele 3 străzi nu au rămas pentru că nu ar mai fi avut primăria bani pentru ale... Nu. Sunt anumite probleme acolo, au fost, în cazul străzii de la Sfântul Andrei, au fost probleme de canalizare care au fost rezolvate și reușim anul acesta să o asfaltăm. Constructorul care se ocupă, că e altcineva care se ocupă de rețeaua de aducțiune cu apă și canalizare, a întâmpinat dificultăți acolo sau și-a făcut bine treaba. Da. Nu putem să intervenim până când nu ne predă această stradă. Când nu spune gata... Nu ne putem apuca de treabă. Deci o primă stradă, cea de la Sfântul Andrei, va fi reabilitată în acest an și mai rămân două, este vorba de Pandurii, tot o problemă la rețeaua de canalizare și strada Plutonier Iacob. Astea ar fi 3 străzi, sper să nu mă înșel, să nu ratez vreuna, care sunt în momentul de față cu balast, adică nu există asfalt. În rest, chiar la bugetul local am aprobat o sumă de 5 milioane de lei, 50 de miliarde privind reparații, pentru că avem doar de reparat de acum încolo, zic că o sumă destul de bună, cu care vom reface foarte multe dintre străzi. În cazul infrastructurii rutiere, cam asta ar fi. Subiectul principal este centura, vom face lobby și vom încerca... Asta cu centura nu că e subiectul principal, ar trebui să fie prima... Prioritate. Prima sau prioritatea de grad zero, dar știți cum? Nu doar pentru și în bună măsură am văzut că parlamentarii din zonă sunt activi din punct de își arată, își spun păsurile, dar parcă aș vrea un pic mai mult de atât. Adică aș vrea și niște fapte, nu doar vorbe.
Sperăm. Da, o spun ca om care iubește Forticeniu în mod aparte și pe bune, adică poluarea generată de intensul trafic rutier atât de simplu poate fi evitată prin folosirea acestei centuri. Adică numai cine nu crede în aceste lucruri pe care le spun vis-a-vis de poluare să meargă ziua în amiaza mare în centrul Fălticenului, să stea un pic acolo pe margine și să vadă efectiv, se vede cum se depune praful, da? Adică e complicată situația. Dar ăsta e strigătul de luptă, ca să spun așa, da. Că am avut strigăt de luptă și la spital, deși nu e gata, eu zic că e gata, da? 99,9%. Vai, lasă-mă, te rog frumos. Alături de noi Răzvan Haidău, consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni. Eu propun să trecem la un lucru care pe mine mă bucură și care e totodată o invitație a Fălticenului pentru cei care ne ascultă, cei din zonă, să acceseze platformele de agrement, pentru că Fălticeniul a înțeles bine administrația locală, primarul, că, domne, trebuie să facem ceva, nu doar așa din dragul de a face, dar să facem ceva pentru a atrage cât mai mulți vizitatori, oameni în zonă, consumatori până la urmă, pentru a se învârti rotițele din mecanismul local. Da, lucrăm foarte mult pe acest segment. Chiar foarte recent, acum înainte de sărbători, au fost reamenajate anumite spații verzi în zona centrală. Zona centrală care arată, din punctul meu de vedere, foarte bine în momentul de față. S-a terminat reabilitarea parcului Esplanadei Centrale. Deci s-au reabilitat câteva spații verzi. A fost amenajat un gazon natural și câteva obiecte ornamentale, ca să spun așa. S-a creat un ambient foarte plăcut și vă spun că zi de zi acel parc este plin, ceea ce mă bucură foarte enorm. Înseamnă că cetățenilor le place și se bucură, doamne, de timpul parcul liber. Parcul de la ceas a avut rezonanța lui cu faleza binecunoscută a Fălticenului. Bă, să nu-ți rup gâtul, să fie curat. Și Fălticeni întotdeauna a excelat la capitolul curățenie, asta trebuie să o spunem de nenumărate ori. Iar orașul, așa cum arată, cu flori îmbogățit, multă lume a avut de comentat în ceea ce înseamnă felul în care a fost reamenajat parcul central, parcul de la ceas. Că prea mult, ce ăla, nu beton, marmură. Travertin, să contrazic puțin, este mai mult spațiu verde decât era înainte și mai mult de atât nu puteam să facem. Adică cât ne-a permis să punem spațiu verde, s-a reușit, zic eu. Adică s-au plantat foarte mulți arbuști ambientali. Este un spațiu verde mai mult decât generos, dar mai mult de atât nu puteam. Noi am reabilitat un parc vechi, care a fost conceput acum nici nu mai știu câți ani. Și eu zic că am făcut o treabă mai mult decât bună. Acum poate anumite și persoane... repede, destul de repede să... Într-un an de zile, da. Dar ca spațiu verde, există mult mai mult spațiu verde decât exista înainte. Deci nu pot spune cineva că nu... sau am renunțat la anumit spațiu verde pentru a adăuga marmură. Nu este adevărat. Din contra, suprafețele verzi au fost reamenajate complet, cu gazon natural, cum am spus mai înainte, fântână arteziană, de asemenea a fost reabilitată. Am zis, voi fi gazdă primitoare, dar asta nu înseamnă foarte că sunt comod tot timpul. Eu vă spun și din ce îmi spun oamenii. Doamne. Până și căbănuțe, erau niște căbănuțe pe Esplanada, da, Centrală, care le-am reabilitat și pe acelea, pentru că erau vechi, de acum și nu mai corespundeau, da, criteriilor. Avem planuri și de viitor. Ca să spun așa, ne dorim reabilitarea. Planul de viitor numărul 0 sau vă rog să vă țineți ideea, dar prioritatea de grad 0 e, dacă e cu Doamne ajută, da, să avem zilele Fălticenului. Cred că abia așteaptă. E pregătit ca altceva. Din păcate nu depinde de noi. La momentul respectiv se va lua o decizie în funcție de situația pandemică care, da, va fi în acel moment. Deci nu este nimic concret. Vom vedea la momentul respectiv. Puțin probabil să fie totul așa cum ne-am dorit. Enorm, până, da, și eu. Da, da. Mă simt ca un copil. Acum aștept
să-mi ceea pe zilele municipiului. Dar nu sunteți singur. Nu sunteți singur. Cred că în toți cei care suntem la ora actuală și aici pe frecvențe și care ne urmăresc cu toții, cred că suntem niște copii care așteptăm odată să ne întoarcem la normal. Adică să... Normalul ăla pe care îl vrem noi, că mulți, nu va mai fi la fel. Va fi la fel normalul. Normalul ne-l facem noi, nu ne-l fac alții. Da, acum e o perioadă în care ne sâcâie această pandemie, dar o să treacă. Ascultați-mă pe mine, de breaking news, o să treacă și pandemia asta și ne vom bucura din nou de ceva să însemne zilele municipiului Fălcem, poate chiar și de anul ăsta, funcție de în iunie sunt, nu? Sau da, la începutul 21 iulie. Iulie. A, iulie. În iulie. 19, mă scuze. 19-21. 19-21 iulie, adică avem tot timpul până atunci să terminăm de vaccinat, să fie totul bine, astfel încât să funcționeze lucrurile cât se poate de în regulă și din această perspectivă. Domnule Haidău, până să trecem la zonele de agrement, pentru că sunt în zona asta de, cum vă spuneam, zona de atracție pentru și pentru cei care vin din afara municipiului Fălticeni, dar și, de ce nu, pentru fălticeneni, și când spun zona de agrement mă gândesc în mod special la ceea ce este la Nada Florilor, trebuie însă să luăm un scurt moment de publicitate, imediat revenim aici în direct la Față în Față cu invitatul nostru de astăzi, consilierul local din cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, domnul Răzvan Haidău. Partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar Răzvan Haidău, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni. Am ajuns cu discuția noastră vis-a-vis de ceea ce face Consiliul Local, ceea ce face până la urmă Răzvan Haidău și partidul din care face parte în Consiliul Local al municipiului Fălticeni. Ce își propun pentru acest an, pentru că cel puțin la nivel de buget am constatat o concordie totală în ceea ce înseamnă proiectarea acestui buget. Mă uitam unde sunt alianțe statornicite și așa mai departe. Sunt mari, mari probleme. Aici însă, unde oamenii sunt mai aplecați, îndrăznesc să spun, deopotrivă toate partidele către administrație locală, lucrurile au funcționat mult mai repede și mult mai bine, astfel încât fie vorba între noi, cuvântul la ordinea de zi este hai la treabă. Vorbeam de zonele de agrement. Da. Și spuneam că din punctul meu de vedere sunt o bijuterie, iar vara sunt absolut excepționale. Sunt amplasate în apropierea Iazului, au piscinele de la Nada Florilor sunt excepționale, iar atracția sportivă și recreațională, mă gândesc aici la trasele de scaladă, sunt exact ceea ce trebuie pentru această perioadă de vară. Așa este. Este o zonă care este din ce în ce mai bogată, avem 3 piscine exterioare, una interioară cu sală de forță, parcul de aventură care tocmai ați spus de el, are în componență 9 trasee unde fălcenii pot să-și desfășoare timpul liber. Aș adăuga ceva și aș vrea să spun de ce urmărim și ce avem în vedere să facem pe viitor. Avem un nou proiect pe care îl vizăm, tot în zona aceasta de agrement. Este vorba de reabilitarea parcului 23 august, parcul prefecturii, așa cum mai știu fălcenenii, cel de lângă spital. Așa, da. Acest parc va fi... Super parc care arată acum rău. Da, păi nu s-a mai intervenit acolo de... ceva pan bun. Cred că niciodată. Bun, așa au fost, fie vorba, o secundă, să ne înțelegem. Toaletări au fost, curățenie s-a mai făcut pe acolo, da. Dar nu reamenajare în adevărat sens al cuvântului. Da, această reabilitare constă într-o reabilitare totală. Vom reamenaja spațiile verzi, vom planta mai multe specii de arbuști, vrem să bogățim acea zonă cu copaci. De asemenea, este o fântână arteziană care nu mai este operațională și vrem să o reabilităm. Dorim realizarea unui foișor și a unui spațiu în care se desfășoară exerciții fizice în aer liber.
Acest parc ne dorim să-l îngrădim și în același timp să fie monitorizat video pentru o siguranță mai mare și să evităm anumite probleme care ar putea apărea acolo. Da, așa se întâmplă lucrurile la ora actuală. Fie vorba între noi, adică dacă așa e peste tot și așa funcționează lucrurile și crește și cota de siguranță, de ce n-am procedat la fel? Exact. De ce nu am avea supraveghere video? Că nu îngrădim accesul la acel parc. Ne dorim doar niște măsuri suplimentare de... Respectarea regulilor. Exact. Atât, nimic în plus, nimic în minus. Acest parc face parte dintr-un proiect mai mare. Este un proiect european, de fapt, sursă de finanțare europeană, la care municipiul Fălticeni cofinanțează cu doar 2%. Este un proiect format din 3 proiecte mai mici. Unul este acesta despre care tocmai am vorbit. Al doilea proiect vizează reabilitarea corpului B al Muzeului Ion Irimescu și reabilitarea casei memoriale Mihail Sadoveanu. Un proiect european destul de mare, spun eu, care mă bucură. Și nu numai. Avem foarte, foarte, foarte multe proiecte europene care pot să spun că au fost implementate, sunt în curs de implementare și vor urma să fie implementate. Am să le iau puțin așa pe rând. Este vorba de 3 proiecte europene care au fost finalizate. Aici vorbim de școala generală numărul 6 Ioan Ciurea, un proiect amplu, undeva la 1 milion de euro, aproximativ 1 milion de euro, cantina Colegiul Național Nicu Gane și căminul C2 de la Colegiul Mihai Băcescu. Aceste 3 proiecte au fost finalizate. În curs de implementare, aș spune că este realizarea unei grădinițe cu 6 grupe pe strada Ioan Dragoslav, reabilitarea sistemului de iluminat public, un proiect, spun eu, de asemenea, destul de amplu, în valoare de 15 milioane, 150 de miliarde de lei vechi, un proiect care vizează nu numai modernizarea acestui sistem, dar și extinderea acestuia în zone în care nu există momentan. De asemenea, urmărim mansardarea grădinițelor pentru a completa și aici cererea părinților. Și cred că a mai rămas unul. Urmărim reabilitarea bazei sportive, tot din zona de la Vale de la Debarcader, cea care se află pe stadion. Am făcut anumiți pași în această direcție și am predat-o, ca să spun așa, în administrarea Colegiului Național Nicu Gane și urmărim să implementăm acolo un proiect european, un proiect care să vizeze reabilitarea totală acestuia, aflându-se momentan în condiții nu chiar bune acolo. Dar va urma, ca să spun așa, în viitor apropiat. Proiecte europene, surse de finanțare europeană care nu trebuie să finanțăm decât cu doar vreo 2%, să spunem, ceea ce ne bucură. Este, da, e varianta important, cea mai bună. Sunt tot felul de etape și variante de finanțare europeană. Eu îndrăznesc să spun că oricare dintre ele este binevenită și bine de pus în aplicare, pentru că dacă nu, trăiesc cu senzația că banii aia îi pierdem pur și simplu, nu că orice și proiect care nu-i făcut, care nu-i pus în valoare, nu va... banii aia pur și simplu n-au ajuns. Nu cred că ar trebui să privim altfel lucrurile. Iar din această perspectivă e clar că avem foarte mult de luptat. Nouă ne trebuie foarte multe lucruri ca să ajungem Occidentul ăsta din urmă, iar din păcate ei nu văd la fel cum vedem noi lucrurile. Nouă ni se pare că prioritățile sunt X, Y, Z, ei văd alte lucruri la noi că ne-ar trebui. Și de aici diferența de optică, de punere în valoare și așa mai departe. Însă eu cred că o discuție, o presiune, o cale de negociere, toate astea își vor spune întotdeauna cuvântul, iar în ceea ce înseamnă ruta ocolitoare a Fălticenului și această presiune pe care ar trebui să o punem din toate părțile posibile, să nu fie aruncată doar în curtea, nu știu, a guvernului sau a, nu, toate variantele posibile, dar e ceva, facem două centuri, nu e nicio problemă, nu se va supăra nimeni dacă vom construi și a doua centură sau rută ocolitoare, cum vrei să-i spui. Da, spune-mi, te rog frumos, în cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni,
Mai văzut eu ce opțiune am venit cu bicicleta, da? Da. Cum este văzut acest lucru? Piste de biciclete, transportul pe biciclete, pentru că mă uit în trendul european, e o creștere fantastică. Da, ne dorim pe viitor să... Am văzut, imid au apărut câteva... Da, să amenajăm trasee pentru biciclete sau pentru trotinete electrice. De asemenea, avem în vedere implementarea unui transport public în comun, care la nivelul municipiului Fălcen nu există. Nu există nimic concret momentan, dar în momentul de față nici nu e necesar acum, dacă... Da. Dar intenția există și din partea noastră ca și consilier și a domnului primar. Pe viitor să avem această problemă în vedere și sunt sigur că vom găsi o cale foarte bună prin care să rezolvăm cât de curând, să spun așa. Deci nu e un genul de acțiune sau interacțiune cu a, nu se poate. Nu. Deci nu, nu avem cum nu. Să... Nu. Se lucrează momentan, ca să spun așa, la partea de acte, de proiectare, să vedem exact unde să fie amplasate, ca să folosesc așa o vorbă, vrem să măsurăm de mai multe ori și să tăiem o singură dată, pentru a fi foarte eficienți în această problemă. Vrem să gândim foarte serios treaba asta, să nu ne grăbim să, nu știu, ne grăbim să oferim ceva și să ne dăm seama după aia, bă, stai un pic, că nu e tocmai ceea ce era necesar. Nu este mai conform. Mai mult decât atât, este invers decât ne-am dorit. Da, și... Momentan este la acest stadiu de cercetare, ca să spun așa. Cum s-a votat bugetul local? Cum a fost ședința respectivă? Cum discuțiile pe care le-ați avut? Am avut o surpriză, pot să spun, foarte plăcută. Cred că este al 6-lea buget local pe care eu personal îl prind și în ceea ce privește intervențiile au fost foarte puține și obiective, ca să spun așa. Și a fost votat în unanimitate. La obiect, adică nu s-a bătut câmpii, nu... Nu, absolut deloc. A fost votat de absolut toți consilierii, fără foarte multe intervenții, deci în momentul în care s-a supus la vot, eu personal am rămas surprins pentru că, știți, na, poate să fie anumite păreri și atunci am realizat că am făcut o treabă foarte bună. Dacă a fost votat în unanimitate, înseamnă că a fost... Nu, și acest buget a cuprins absolut toate nevoile care sunt momentan la nivelul municipiului Fălticeni. Ceea ce mă bucur, este un consiliu local cooperativ, discutăm între noi, nu există discuții politice, ca să spun așa, mai ales în special că atât eu cât și colegii mei din Partidul Social Democrat, înainte de toate, bun, noi suntem aleși, suntem persoane publice, dar din momentul în care ești ales, trebuie să faci administrație publică, trebuie să urmărești nevoia cetățeanului. Și discuțiile politice nu trebuie să-și aibă rost într-un consiliu local și nu mă refer numai la noi. Nu, își au, cum să vă spun, discuțiile politice tocmai că își au rost într-un consiliu local. Dar să fie discuții, să fie, de ce nu, un contradictoriu, dar să fie cu o finalizare, cu finalitate. Constructive. Nu doar din dragul de a face scandal politic. Nu, eu chiar așa înțeleg. Adică, din punct de vedere politic, fiecare își apere bucățica sau zona lui, alegătorii lui și electoratul lui până la urmă, dar în scopul și pentru binele tuturor. Da, așa este. Dacă tot am vorbit de proiecte europene, de Program Național de Dezvoltare Locală, o să dau și câteva exemple care dorim să le implementăm care pe viitor. Care sunt prinse în buget acum, da? Chiar o să aduc în discuție și câteva care au fost implementate. Aș începe prima oară cu școala numărul 3, școala gimnazială Ion Irimescu, care se află lângă poliție. O școală care a fost reabilitată complet, total, de la bugetul local. Acolo, de asemenea, a fost realizată și o cantină, un program pilot, aș spune eu, pentru municipiul Cen, este primul de acest gen, o cantină școlară, iar ne propunem anul acesta, lângă terenul sintetic, există o clădire acolo în care se află centrala care încălzește școala. În locul acestei clădiri dorim să realizăm o sală de sport, care nu există momentan la acea școală, și de asemenea și centrala școlii să fie reabilitate. Un proiect asemănător ne dorim și la școala numărul 2 de lângă catedrală. Momentan se lucrează la proiectare. De asemenea și la școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, mă scuzați, un proiect similar celui care s-a implementat la școala numărul 6 Ioan Ciurea.
Pe lângă acestea, o veste care mă bucură foarte mult este racordarea mai multor gospodării la rețeaua de gaze naturale. Uh-huh. Mai exact, cartierul Șoldănești și cartierul Țarna Mare. Am făcut anumiți pași aici, am oferit în folosință gratuită furnizorului de gaze naturale un spațiu unde să amplaseze o stație de sper să nu greșesc, pentru reglarea presiunii gazului. Fiind foarte multe gospodării, în jur de, cred că sunt 200 de contracte în acea zonă. Da. Un lucru care mă bucură foarte enorm, care lipsea și nu este corect al momentul în care vorbim să nu existe ceva. Mă bucur treaba asta. Încă un proiect care se află aproape de finalizare, cred că într-o lună, cel puțin, cel mult două, este vorba de biblioteca din fața primăriei. Un proiect în valoare de 27 de miliarde de lei vechi, un proiect realizat cu fonduri guvernamentale prin PNDL. Aici nu o să dau foarte multe detalii dintr-un singur motiv. Părerea mea că este o surpriză nu plăcută, foarte plăcută. Calitatea lucrărilor sunt extraordinare acolo. Eu am avut o surpriză plăcută când am fost și am vizitat acel loc și vreau să las așa ca o surpriză pentru fălticeneni în momentul în care... în care o să fie pusă în valoare. Dar cu cinematograful ce se întâmplă? Se află pe lista de investiții. Așteptăm finanțarea. Pus, din câte știu eu, la CNI. Dacă CNI, da. Compania Țară de Investiții. Avem un loc fruntaș, nu mai știu exact, care eram... Stăm bine. Stăm foarte bine, da. Urmează să primim finanțarea, după care vom trece la realizarea acestui proiect. În regulă. Vă promiteam, nu, vă amenințam la început de emisiune că discutăm de spital la final. Da. Ce știți, cum mai e, pentru că o spun și o repet. Mi s-ar fi părut normal în anul ăsta pandemic, când se chinuiau unii să construiască corturi, tiruri de... Noi aveam spitalul în construcție, comunitatea locală s-a inflamat, adică, bun, n-aș vrea să înțeleagă cineva că folosesc un termen peiorativ, nu, deci comunitatea locală a început, a strâns bani, hai să, am văzut donații, domne, să urnim, bine, era și momentul în care era groaza aia, domne, spitale blocate, Suceava, deci la doi pași a bubuit, știm foarte bine ce a fost acolo, aveam nevoie de spital, nu s-a întâmplat nimic. Sper să fie ultima oară când abordăm acest subiect. M-am plictisit. Eu v-am plictisit cu subiectul ăsta. Nici de cum. Dar n-a scăpat nimeni, pe toți am întrebat. Cred că am să fiu un pic punctual de la momentul zero al proiectului, ca să fie clar pentru toată lumea, să fac mai multe clarificări, pentru că în spațiu public există niște discuții, unele nu tocmai corecte. Acest proiect a fost început în anul 1991. Lucrări, după care au fost istate, nu s-a mai întâmplat absolut nimic acolo. Lucrările au fost reluate în anul 2013. Coincidența sau nu, este primul an de mandat al domnului primar Cătălin Coman. În 2019 a fost finalizată clădirea. Deci, acum 2 ani de zile a fost finalizată clădirea, după care s-a trecut la procedura de achiziție a aparaturii medicale. Aparatură medicală care a fost în valoare de 240 de miliarde de lei vechi. Aici este o întreagă discuție. Pe scurt, ne-am descurcat. Am primit o parte din bani. A fost foarte greu. Deci în sensul că am primit prima oară o sumă nu tocmai mare de bani, undeva la 5 milioane din partea guvernului. Am avut apoi o decizie, zic eu, curajoasă, atât eu cât și colegii mei, cât și domnul primar, de a contracta un împrumut. Când am văzut că, cum spuneți noastră, era pandemia în floare, ca să spun așa, am văzut cum se mișcă lucrurile, am zis, bă, împrumutăm și gata, rezolvăm. În momentul în care am realizat acel împrumut de 19 milioane de lei, a venit și un răspuns din partea Ministerului Sănătății, prin care ne-a acordat încă 10 milioane de lei, adică 100 de miliarde. Drept urmare, am renunțat la acel împrumut. Diminuat împrumut. Da, dar nu de tot. Într-adevăr, din 19 milioane am mai împrumutat doar 9 milioane de lei.
Aparatura medicală, pot să vă spun că în momentul de față se află integral, toată este prezentă în spital. Chiar la urmă am și o veste, să zicem, foarte bună. De asemenea, în bugetul local de care vorbeam mai înainte, am prins și suma necesară pentru demolarea spitalului vechi. Acesta va fi demolat complet. Vor fi amenajate acolo 260 de locuri de parcare, 200 de locuri care vor fi pentru spital, iar 60 de locuri pentru blocul ANL. De asemenea, va fi realizat un zid de sistematizare. Cea mai bună veste, aș spune eu, acum 5 zile a început recepția finală a acestui proiect, mult așteptat. Recepție finală la care participă toate instituțiile care și-au dat avizul. Aici mă refer la DSP Suceava, ISU Suceava, Inspectoratul de Stat în Construcții, reprezentanța ai primăriei, reprezentanța ai constructorului, diferiți invitați care m-au participat la acest proiect. Domnul manager Vlad Morariu, care de asemenea participă. Sper cât de curând să avem cea mai bună veste și să se dea undă verde. Oricum, din ce știu, va fi, cred că, primul obiectiv care va fi inaugurat fără tăieri de panglică, fără... pentru că spune și primarul municipiului Fălticeni, domnul Cătălin Comandon, ar fi rușinos, dar o să mai tăiem panglică când a durat atât, atât de mult. Adică, ce-i drept, e parcă prea, parcă prea greu, deși, nu știu, hai că poate o tăiere de panglică, nu, deși cumva spitalul și-a tăiat panglica singur, pentru că acolo a fost centru de vaccinare. Deja el a început să funcționeze în bună măsură. Da, într-adevăr, e complicat așa să inaugurezi ceva ce... A durat atât de mult, rușinos de mult. Rușinos de mult, dar... Păi nu, când spun rușinos de mult, să ne înțelegem, mă gândesc la termenul inițial, pentru că așa scrie pe ceea ce înseamnă Spitalul Municipal din Fălceni. Construcția lui a pornit în anul 1991. Da? Este aceeași vârstă cu mine. Să fim serioși, adică da. De asta zic că e foarte mult. Că într-adevăr, în ultimii, mai mult s-a muncit în ultimii 8 ani de zile, 8-9 ani de zile, 8-9 da. Ani de zile, da, asta se poate declara, că la un moment dat, pe parcursul ăsta de 30 de ani, au fost perioade în care s-a vorbit despre inutilitatea spitalului din Fălticeni, hai să nu-l mai facem, hai să-l transformăm în blocuri ANL. S-a luat și o decizie nu tocmai potrivită de a realiza acolo un bloc ANL lipit de el. Nu știu, mie acum nu mi se pare cea mai fericită variantă. Nu este cea mai fericită, nu ne-a aparținut nouă, din păcate, nici eu nu eram consilier, nici domnul primar nu era pe atunci primar, nici măcar cu consilier, dacă nu mă înșel, cred că prin 2007-2008 a fost luată această decizie, dar de acum, cum să spun, a trecut. Cum spuneați, această perioadă din 2012-2021, și aceasta nu este o perioadă tocmai scurtă, dar au fost foarte multe modificări de legislație, au fost foarte multe lucruri care au apărut pe parcursul proiectului. Și de ce să nu spunem pe aia dreaptă? Foarte multe schimbări de putere la București. Deci noi nu am avut o stabilitate, o predictibilitate și o cursivitate normală în ceea ce înseamnă actul guvernal. Da? Și asta a influențat în bună măsură, pentru că îi putem lua pe degete, care și cum au fost, au succedat pe la putere, care au venit și au dat la o parte spitalul Fălticeni de la finanțare. Mie nu mi-e, păi, poate în asta... 2012-2015 am primit fonduri consistente în fiecare an. 2015-2016 zero. Am primit atunci o sumă pe sfârșit de an, dar care nu am primit-o prea târziu. Nu a mai putut fi... Nici nu mai putea fi folosită. Nu mai putea fi folosită. Drept urmare, bani s-au întors. De asemenea, în 2016 a fost acea modificare de legislație, din păcate, având în vedere evenimentul tragic de la colectiv și au fost necesare... realizarea trei scări de incendiu și aici nu mă refer la trei scări, a trei clădiri, trei lângă clădiri, această clădire lipite de clădirea spitalului, la fiecare etaj a trebuit prevăzută un acces. Cele trei scări, cred că au, sper să nu greșesc, 4,6 milioane de lei, 46 de miliarde, deci ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, 4,6 milion de euro, da. Deci nu, dar în continuare, din 2016 am început să primim sume consistente până în 2019, când am reușit să terminăm acea clădire și apoi, ca să nu respirăm cum trebuie, a început
și pandemia. Bătălia, da. Pandemia și bătălia pe aparatură, ca să spun așa, pe sursa de finanțare. O, da. Aveam contracte semnate, aveam tot, stăteam și, cum a spus dumneavoastră, ne întrebam, bă, de ce nu primim... Ce mai durează? Ce se întâmplă? Au de fost ce nu? Trimisi scrisori din partea managerilor, din partea domnului primar. Domnul primar, cred că a făcut N scrisori. Cred că e cea mai prezentă persoană în Ministerul Sănătății în ceea ce privește acest proiect, câte drumuri da, a făcut la București. Dar l-or confunda cu cineva care lucrează pe acolo prin Ministerul Sănătății. Domnule Haidău, timpul alocat emisiunii noastre a expirat. Eu sper că am adus informații importante și relevante ascultătorilor noștri. Cuvânt de încheiere pe care vi-l ofer chiar acum și bineînțeles convingerea sau să vă asigur că vă voi mai invita aici la Viva FM la față în față, pentru că este important să aflăm de la firul ierbii, iar noastră din postura de consilier local sunteți cel mai apropiat, îndrăznesc să cred, între cetățean și actul administrativ. Așa este. Chiar mă bucur că ați spus că doriți să mă mai invitați și pe viitor, pentru că nu am reușit să acopăr chiar toate subiectele. Este imposibil să discutăm într-o oră absolut tot ceea ce trebuie făcut. Într-adevăr, relația dintre noi, ca și consilier local și cetățean, este foarte apropiată. Doresc să le transmit pe această cale un călduros salut. Sper să ne întoarcem la normalitate, cum ați spus dumneavoastră, într-un... Cât mai repede posibil. Și până atunci vreau să-i asigur că atât eu cât și colegii mei ne vândam silința pentru a aduce îmbunătățiri în viața fălticenienilor, cât și domnul primar Cătălin Coman, să facem tot ce ne stă în putere pentru a aduce cât mai multe lucruri bune în comunitatea fălticeneană. Da, eu încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, iar dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția care ne-ați urmărit. A fost așadar consilierul local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni din partea Partidului Social Democrat, domnul Răzvan Haidău. Eu sunt Marius Cocoș, până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.